În cazul în care vreți să vă cumpărați unul Battle Pass sau orice altceva de pe shop, nu uitați voi să folosiți codul HALIN, care m-a ajutat foarte mult și aș aprecia și desigur puteți să-mi lăsați și un coment. Salut, sunt Alin și în videoul de azi să vă arăt cum puteți debloca noile iteme gratis pe care Fortnite vi le dă, ce anume aveți un outfit, aveți un backbling și un pickaxe și toate astea sunt în parteneriat cu Fall Guys, așa că în cazul în care nu aveți jocul, o să vă arăt imediat și cum puteți faceți rost de el tot pe Epic Games. Înainte de a începe, nu uitați și voi să bușiți butonul de like pentru că mă ajută enorm și desigur să vă și abonați la canal, să ne strângem cât mai mulți. Sunt așa un follow pe TikTok, așa că hai să începem. Ok, deci în primul rând vă duceți pe Epic Games și dați aici în dreapta unde aveți Fall Guys și din câte observați el este gratis, deci puteți să-l downloadați, iar apoi îl și instalați desigur, cum am făcut și eu. Și cred că voi undeva la 5 minute, sincer să fiu, cam atât mi-a luat și mie. Iar apoi dați play și o să vă arăt imediat ce trebuie să faceți. Și în cazul în care o să vă apară chestia asta, să nu uitați cancel, îl lăsați pur și simplu să-și facă treaba pentru că își instalează niște patch-uri. Ok, după ce v-a băgat în joc, o să vedeți meniul ăsta pe care l-am și eu. Iar în dreapta observați că aveți challenges. Puteți să faceți cu mouse-ul sau pur și simplu apăsați F și se deschide aici 4 pagini astea cu daily-uri sau challenge-uri. Pe voi vă interesează la primul și anume la Crown Clash. Uitați aici și aveți undeva la 5 challenge-uri pe care trebuie să le completați. Aveți timp cam 11 zile și câteva ore, deci eu zic că e suficient. Și trebuie să jucați 100 de runde pe orice tip de joc de ăsta. Adică dacă dați back, vă duceți la selector aici, show selector, și bifați toate astea de aici. Și trebuie să jucați neapărat, deci neapărat trebuie să jucați cam 10 runde, apoi 20, 40, 70, tot așa, până la 100. Din câte văd o să deblocați și niște puncte de-astea mov în joc, nu știu ce puteți să faceți cu ele, puteți să vă lăsați voi la comentariu, chiar nu știu. Iar dacă le completați pe toate 5, presupun că o să primiți toate itemele acelea în Fortnite. Și din câte cred, primul s-ar putea să fie grafitiul, al doilea s-ar putea să fie emoticonul, al treilea backbling-ul, al patrulea pickaxe-ul, iar ultimul normal că o să fie skin-ul. Ok, să vă arăt imediat cum puteți să completați rundele astea destul de repede. Și ideea este că trebuie neapărat să aveți Fall Guys pe Epic Games, adică puteți să linkuiți și contul de Steam, doar că o să dureze puțin și eu zic că n-are sens, adică dacă tot e Fall Guys-ul gratis pe Epic Games, mai bine jucați aici, sincer să fiu. Poi, îi dați pur și simplu play aici jos. Ok, deci practic după runda asta o să deblocăm primul challenge, chiar sunt curios dacă ni-l dă instant pe Fortnite, așa că vă voi arăta imediat. Aie. Băi, și cred că acum urmează finala, deci v-am spus că sunt foarte multe runde aici dacă jucați la solo și e mult mai bine. Mă, cum stăm aici toți grămadă. Hai că a mai căzut unul. Aie, mă. Deci v-am spus că aici aveți foarte multe runde dacă vă jucați la solo. Păi, cred că pot să stau aici, sincer. Ah, am câștigat? Nice! Uite, mi-a dat și XP. Și să vedem dacă am deblocat primul challenge. Bă, da, am făcut chiar 12 din 20, aparent. Și hai să intrăm și pe Fortnite să vedem dacă am deblocat instant. Ok, și am intrat în Fortnite și din câte văd am primit 20.000 XP și cred că ăsta e tot de la challenge-ul ăla de pe Fall Guys. Și am primit graffiti-ul ăsta, deci e primul item. Cam atât și cu acest video și în cazul în care v-a plăcut și v-a și ajutat, nu uitați și voi să lăsați acolo un like pentru că m-a ajutat enorm. Desigur să vă și abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o. Eu am fost Alin și ne vedem la următor video.